Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim. Este imposibil ca măcar o dată în zi fiecare om de pe această planetă să nu-și studieze horoscopul, indiferent pe ce ar fi el, pe tabloide, pe ziare curente, pe ziare naționale, în mass media, pe net și așa mai departe. Această seară am dedicat-o temei Lumea și Astrologia, iar alături de mine, doi invitați. În dreapta mea, domnul profesor dr. Crăciun Petru. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, bine v-am găsit! Și alături de domnul profesor Crăciun, domnul profesor Tit Tihon, scriitor și publicist, venit tocmai de la Roma, împreună cu domnul profesor Crăciun. Bună seara și bine ați venit! Bună seara tuturor, mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu că ați acceptat invitația mea. Avem o temă, zic eu, foarte interesantă, pentru că mi-am și dorit-o, știind din discuțiile cu domnul profesor Crăciun că dumneavoastră sunteți mai mult decât aprofundat în tainele astrologiei. Știu că aveți și publicații în acest domeniu, știu că faceți și experimente care să demonstreze anumite lucruri și știu mai multe, dar vă lăs pe dumneavoastră să ne le spuneți. Haideți să plecăm de la un început. Ce este astrologia? Am să ne merită așa din ultimul volum Astropoezie, care a avut plăcerea de a vedea lumina tiparului în urmă cu 2 ani de zile. Iată o poezie, nu știu dacă se potrivește, dar având impresia despre existența noastră în tridimensional Pitera, s-ar putea să potrivească. Ziua și noaptea. Și a fost o zi și a fost o noapte, precum la început a fost cuvântul, iar ziua s-a făcut din ce în ce mai mică și noaptea s-a făcut din ce în ce mai mare. De moarte tot ce-i viu în suflet și vom striga în van de supărare și încă vom mai tremura de frică, că fără a ști ce știu toți zeii, lumina fi va din ce în ce mai mică și noaptea va fi din ce în ce mai mare. Odată cel viu făcut din lut o lume nouă, alungând în van și negura cea mare, punând pe tronul veșniciei o nouă zi, poruncișul omului pierdut în adevăr să alunge darul rău de sfântul pom. Adică la tema emisiunii de astăzi, vorbind despre astrologie, cred că în primul rând trebuie să ne gândim dacă această astrologie este privită din punct de vedere științific sau mai puțin științific, în sensul că unii o consideră ca fiind o pseudoștiință, alții o consideră ca fiind ceva normal. Ei, o să vedem până la sfârșitul emisiunii că eu voi aduce argumente să o privim, să o încercăm să o înțelegem, dar ca un divertisment. Atât și nimic mai mult. Astrologia, la ora actuală, nu este decât un divertisment plăcut și interesant care ne poate aduce bucurie într-o anumită zi prin informațiile care le primim de așa numiții astrologi. Am spus așa numiți astrologi. Pentru că în adevăratul cuvânt și în adevăratul sens al acestui cuvânt este păcat să comparăm astrologia din ziua de astăzi cu astrologia adevărată, studiată de către egipteni, studiată de către sumerieni, babilonieni și încă de cât timp în urmă. De unde și ieșirea grânul astrologiei, caldeieni. Acum să ajungem la începuturile astrologiei, să vedem cam ce și cam cum apare. Și nu vreau să vă întrerup, dar vreau să spun următorul lucru. Astrologia este o combinație între știință și artă. Vom reveni asupra acestui. Deocamdată suntem încă în urmă cu vreo 10.500 de ani. Trebuie să demonstrăm. Este demonstrat acest lucru. Suntem în urmă cu 10.500 de ani. Mai târziu, poate dacă avem timp, vom vorbi și despre o ipoteză împreună cu domnul profesor, prietenul meu Petrică, că trăim în trecut. Este prima dată, mă bucur că am fost invitat aici, pentru că lansăm această ipoteză. Este o ipoteză năștrușnică, că trăim în trecut. Și voi vă explica la timp potrivit ce înseamnă că trăim în trecut, pentru că nu există un viitor. Nu dăm deoparte absolut speculații legate de viața socială, de viața politică, absolut nimic. Deci vorbim astrologic în această direcție. Dar dacă să începem cu începutul, mergem în urmă cu câteva mii de ani înainte de sumerieni, caldieni și ceilalți, la Enuma Elish. Un cărturar la acele vremuri, de numai la care s-au găsit câteva înscrieri și câteva versuri, sau câteva scrieri din partea lui, în sensul că spunea cam așa: arma a fost un proiectil unic, încărcată cu toată puterea universului, o coloană incandescentă de fum și flăcări, la fel de orbitoare ca o mie de sori. A crescut în toată puterea distrugătoare, un fulger de fier, ca un mesager gigantic de moarte care a redus la cenușă întreaga rasă vie. Aristah Shandahas,
cadavrele au fost atât de tare arse și de nerecunoscute erau. Părul și unghiile lor au căzut, carnea se desprinse de pe oasele albe, totul era spart fără a anumi cauză și păsările toate albe s-au făcut. Numai după câteva ore, toate produsele au fost infectate și toate erau stricate și urât mirositoare. Pentru a scăpa de toate aceste rele, focul a fost dat să curețe pământul și soldații în apele râului s-au aruncat și să spele veșmintele lor și pielea lor, pierduți apoi în vreme uitate și au fost de amintiri, niciun cuvânt nu s-a mai spus. Și așa mai departe continuă aceste nume aleși. Se pare că sunt primele scrieri legate despre partea științifică a existenței umane, legată de cultură, legată de sacrificarea animalelor, legată de mâncarea care trebuia mâncată, dar aceste lucruri m-au uluit când le-am citit prima dată, în sensul că descoper în această scriere un fel de război nuclear. Nu știu de unde e numai Iriș, a știut despre aceste imagini a unui război nuclear mare, posibil asupra întregii vieți terestre tridimensionale, așa încât să vadă acele imagini cutremurătoare. Deci, mii de ani în urmă, nu vorbim de egipteni, nu vorbim de sumerieni, e vorba de 10.500 de ani înainte de treaba. Și atunci ajungem la o altă interpretare, în sensul că, iată, o plăcuță sumeriană se poate găsi oricând pe internet, apare, dacă așa, apare niște astrologi, niște potențați în a cunoaște anumite lucruri. În acea perioadă erau preoții, profeții, oracolele, celebrul oracol din Delphi chiar. Oricum se vede acolo pe plăcuță că stau acolo, discută anumite probleme. Se poate observa foarte bine faptul că soarele este undeva în centru, iar planetele care sunt în jurul lor sunt cam 13. Se vorbește în ultimul timp de 8 planete omologate ca planete, iar celelalte sunt niște asteroizi. Și ceva, niște corpuri cerești mai mari. E vorba de Ceres, e vorba de Eris, e vorba de UB313 și acum în ultimul timp o să ajungem poate și la discuția asta cu ultima planetă descoperită de telescopul Kepler 22, planetă care e de 3 ori mai mare decât Terra și la o distanță de 600 de ani lumină, ceea ce mi se pare destul de interesantă această ipoteză, dar nu știu această informație, nu ipoteză, nu știu dacă este vorba de o planetă, pentru că nu s-a comunicat la ora actuală nici constelația în care se găsește, nici galaxia în care se găsește, nici soarele, astru, nu soarele, steaua, astru în care această planetă are o anumită traiectorie. Și atunci ajungi că să intru imediat în contradicție cu domn profesor. Deși legat, amândoi sunteți și astronomi și domnul profesor eu sunt astronomi. Până la urmă să înțeleagă toate. Domnul astea, profesor pregătește lotul olimpic al României. Sunt și eu pe acolo. Sunt și eu. A fost la Călămânești. Propune subiecte pentru pregătire. Suntem în teu. Profesorul meu de matematică. Suntem împreună. Dumnealui l-a învățat matematică. Suntem împreună pentru că vreo 7 colegi la nivel național care ne-am ocupat până acum de pregătirea elevilor internaționali cu o mare mândrie și de apreciat și domnul profesor pentru că a fost acum chiar în septembrie în Polonia, după cum bine știți, dragii mei suceveni, că vă respect foarte mult. Mulțumim. Asta este, întotdeauna am ținut foarte mult, nu numai pentru Ștefan cel Mare, sunt multe lucruri la care trebuie să ținem la sucevenii noștri dragi din Moldova Mare. Și chiar Dobre, și în Bucovina. Da, bineînțeles. Și în septembrie spuneam Olimpiada Internațională din Polonia, domn Petrică Crăciun și împreună cu inspectorul general al Ministerului Sorin Trocaru au obținut locul întâi în lume, lucru care pentru România este extraordinar de mult. Este extraordinar de mult să obțin 5 medale de aur, 2 medale de bronz și să obțin un loc întâi în lume. Noi chiar am avut o emisiune. Să ajut copiii să aveți multe. Să revenim la poveștile astea cu planetele, cu astrologia. Imaginea care a fost mai înainte, undeva într-o imagine, era aruncat o planetă care eu am denumit-o Planeta 13 și ca să mă lau puțin, de asta am venit la Suceava să mă laud, în sensul că undeva nu se vede ziarul,
n-are titlul ziarului, ca să nu facem reclamă, într-un ziar am publicat în urmă cu vreo 8 ani de zile o nouă conformație a sistemului nostru planetar, sistemul nostru solar, în care da, dacă se vede că se poate să, în care de atunci vorbeam despre încă 3 așa numite planete asteroizi. Eu le-am dat denumire la acea vreme XX10, XX11 și XX12, ca să încheie a 13-a planetă. Iată că, după cum am notat, în 2012 am spus că se va vorbi despre o nouă planetă care i-am dat o denumire atunci de XX12, de fapt XX12 și am la 13-a planetă. A 13-a planetă. Mai există supoziția de planeta Nibiru sau nu, planeta 10. Da, da. Vorbim încet. Acum, dacă vorbim din punct de vedere științific legată de această planetă, care am spus mai înainte că nu are precizat o constelație, nu are precizat o galaxie și nici un soare, un ostea în care... Un soare al lui. Un ostea în care să aibă o anumită traiectorie, atunci ne putem întoarce la Nibiru. Și atunci nu cumva e o anumită speculație de undeva sau o anumită informație mai bună sau mai puțin bună. Vreau să înțeleg. Această planetă Nibiru, facem o paranteză, este cunoscută din timpul Sumerului. Sunt numai păreri de ale mele, nu vreau să supăr absolut pe nimeni. Vorbim despre planeta Nibiru. Iată, am aici o altă hartă în care se observă anumite traiectorii acestei planete. Da? Și câte traiectorii se văd? Două? Nu, sunt mai multe, adică sunt mai multe interpretări aici legate, că nu e o hartă de-a mea și nu pot să spun acolo. Dar vreau să, că aveam pe aici pe undeva, m-ați luat așa, Nibiru este... În cronica Akasha este chiar menționat. Vorbim de Nibiru, iată că am găsit-o. Asta este. Nibiru. Da, dacă se poate vedea. Da, Nibiru este o planetă, este o planetă care are o... Zice, domn profesor, că mă pierd traiectoria. Da, traiectoria eliptică are o perioadă de 3600 de ani. 3600 de ani? Deci este posibil ca sumerienii să fie văzut această planetă. Acum, din discuțiile care le-au făcut... Deci nu este ca eliptica Pământului, care are... Nu. Traiectoria sunt toate eliptice, dar traiectoria... Excentricitatea este foarte mare. Mișcarea e în jurul Soarelui. Da. Durează 3600 de ani. Și apoi ajungem la Maiaș, la Incaș, la egipteni, mai înainte de așa, la caldeeni, acolo nu mai venim și la cultura chineză, la cultura indiană, dacă ne uităm la Mahabharata, la Mayama, găsim informații de acolo, de altfel din Mahabharata și la Mayama s-a informat foarte bine marele nostru poet Mihai Eminescu, când a scris la Steaua și mult, mai are că scrisoarea a treia, acolo este o întreagă astronomie noastră, o astronomie extraordinar de mult dusă, Dulceafărul este mult, mult departe dusă cu inteligența care au avut-o acest mare poet al nostru, care a fost Eminescu. Ei, Nibiru, acum dacă vorbim, se pare că în 2012 cam își încheie traiectoria și intră în apropierea planetelor cunoscute de noi, Marte și Jupiter. Ei, acum, discuția care o avem și o să vorbească pe partea științifică, că este și astrofizician, eu sunt de matematică și mai puțin cu astrofizica. Ei, în această chestie eu am avut de la șirul Fibonacci, că asta m-a interesat mai mult, ca să vorbesc despre șirul Fibonacci, plecând de la șirul Fibonacci, inventat de către un călugăr, Leonardo din Pisa, la o vârstă de 22 de ani, undeva în 1202 până în 2000, secolul 12-13, în prima parte. E, și pe vremea erau concursuri de știință, împăratul Ferdinand, nu știu cât al doilea, parcă, au organizat un concurs și trebuia să rezolve o problemă legată de mulțirea iepurilor. Și de aici am plecat, s-a ajuns la o mare dandana.
să ajung la cerul Fibonacci, care dau multe greutăți elevilor la concursuri naționale și internaționale, nu numai la matematică, dar și la fizică. Ei, eu cu domn profesor am descoperit, am găsit, am intuit o ipoteză legată în acest cer și să leagă cu anumite lucruri care, sincer vă spun, mulțumesc frumos televiziunii dumneavoastră când am fost invitat, pentru că este în premieră. N-am discutat nicăieri anumite gesturi decât în paralel și cu colegii noștri. Aceste idei legate la cerul Fibonacci, îmi pare rău că nu pot să prezint elementele date care să leagă între ele, legate de tot ce există viu pe terestru, tridimensional nostru, pentru că noi suntem tridimensional, suntem pământeni, suntem materiali. Și ca să fac aici o paranteză, v-aș putea mai citesc ceva, că este chiar important lucrul ăsta, dintr-o carte de astronomie, nu este astrologie, vorbind aici de așa. Oare, dacă citim în primul rând din Biblie, la Ecleziastul, undeva pe la pagina, nu știu cât, 669 parcă, Ecleziastul, zis propovăduitorul sau Ion Scolasticul, cum spunea, scrie acolo în versetele 5, 6, 9, 11. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucru acesta era și în veacul dinaintea noastră. Iată, numai el ești vorba despre treaba asta, de unde știa lucrurile despre care le știa, ca apoi toate lucrurile alea să... Ei, deci nu lasă nimic, nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi. Ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la ceea ce vor trăi mai târziu. Am încheiat citatul din Biblie. Și atunci, oare viața noastră, viața Universului, este un joc dintre împrejurări care se poate anticipa cât de cât pentru a evita stupidul, absurdul, tragicomicul existenței pământine tridimensionale? La ora actuală, niciun savant care se pretinde că este cu adevărat nu mai poate nega prezența unei forțe supreme, fie organizată sub forme divine, fie concepute altfel științific. Dar dacă în antichitate Euclid a pus la bază geometrie, la baza geometriei un număr de 4 axiome, punct, dreaptă, plan, spațiu, cu siguranță că înainte de a fi fost spațiu, despre care vorbim noi, bim, bingo, a avut loc, fie într-un spațiu, fie ca particulă, particulă Dumnezeu începătoare, a avut loc într-un spațiu. De mică particulă ar fi fost. Atunci acea particulă minimă, neutrino sau cât de mică poate să fie, a avut loc într-un spațiu după ideea care o avem noi. Și atunci spațiu trebuie să fie existat altceva, o anume o altă noțiune primară, să-l numim un gol neotic. Dar dacă admitem că a existat acest gol, atunci cum vom putea defini sau interpreta această noțiune primară? Și de aici interpretarea tridimensională, explicată matematic, poate fi oare teoria punerii în practică a acestui gol? Dacă a priori această noțiune este considerată noțiune primară, atunci acesta, golul, se poate umple fie prin bingo binecunoscut, fie prin creaționismul divin, mai puțin explicat de materialismul dialectic. Iar dacă divinul nu este materializat științific, atunci nici materialismul ființei tridimensionale nu se poate explica primarea creației primarea creației divină. Adică, ce am vrut eu să spun aici? Am spus că dacă înțelegem materialitatea, ne înțelegem pe noi ca tridimensional, ne înțelegem ca noi ca terieni. Noi, privirea care o avem noi, nu este altceva decât tridimensională. Matematic suntem educați și știți toată lumea, sau cred că cu siguranță știți paradoxul care l-a spus Bertolt Brecht, parcă, dacă nu mă înșel, că la întrebarea cât face 2 plus 2, la care i s-a răspuns că face 4. Și atunci, domnule, dacă 2 pentru dumneata, 2 plus 2 face 4, cu siguranță nu ai nicio legătură cu științele materialiste, cu științele existențialiste. Că 2 plus 2 poate să facă într-o altă bază numerație și 5. Și atunci ajungem la o altă întrebare și ajungem. Din moment ce nu știm de unde venim, nu vom ști niciodată unde mergem. Deci este clar, pentru mine este clar, deocamdată noi, pământenii de astăzi, în tridimensionalul nostru, nu știm de unde venim. Nici nu vom ști unde mergem. Ca atare toate celelalte sunt speculații. Ne lipsește percepția cele de-a patra dimensiuni, a patra dimensiune care se simte numai în eter și noi nu avem cum să o percepem. Cu zeci de mii de ani în urmă, simțurile erau mult mai dezvoltate și existau percepțiile
eterice, dar pentru că tot ați pomenit despre legătura cu divinul, am putea să facem o legătură cu astrologia și să spunem că universul se comportă ca un tot în ansamblul lui. Și așa cum omul transmite vibrații, așa și planetele transmit vibrații asupra omului. Da, și ca să nu monopolizez eu toată discuția asta, să ajungem la partea puțin mai știință, intrăm și în partea cealaltă de știință care mai legat. Dar acum să discutăm totuși problema asta care este destul de, pentru mine este destul de interes. Vreau să aștept comentarii din partea telespectatorilor, acelor care sunt inițiați sau mai puțin înțeles, în ceea ce veți auzi în următoarele 5-7 minute. În sensul următor, vorbeam de șirul Fibonacci. Ca să putem înțelege despre acest șir al lui Fibonacci, care este o structură acolo, este simplu, este o minune dumnezească, științifică. Dumnezească, virgulă, științifică, sau poate și una și alta la un loc. În sensul că, plecând de la 1, încă 1, adunat 1, 1 face 2 și apoi se adună termenul cu precedentul. 1 plus 2 face 3, 3 cu 2 face 5, 5 cu 3 face 8, 8 cu 5 face 13. Iată, deja au început să lege niște lucruri. Suntem în perioada când 13 nu reprezintă altceva decât e vorba de ceea ce concepem noi la ora actuală, de vorba de 13 corpuri cerești care sunt în apropierea noastră a pământenilor. În sensul că de la șirul Fibonacci totul se regăsește în viața noastră de toate zile, oriunde și peste tot. Cum anume? Iată, dacă privim un copac, vedem copacul în întregimea lui, dăm deoparte. Deci suntem în imaginea unui copac. Tăiem o creangă din copacul ăla, dăm copacul deoparte și ne uităm la creangă. Creanga tot copac este. Din creanga aia tăiem o crenguță. Dăm crenguța și copacul deoparte, mă uit la crenguță. În crenguța aia este tot copac. Merg mai departe, rămurică, frunză și în interior, până la ADN. Și iată că ajungem, domnul profesor, la ADN-ul nostru, ADN tridimensional, într-un ADN tridimensional, cosmic, în care, precum copacul l-am văzut mai înainte, vedem întreg universul nostru, care este un univers tridimensional. Universul nostru este un univers tridimensional. Noi nu putem percepe altceva decât cum am fost educați. Prin ce sens? Fac o paranteză. Dacă eu m-am născut când m-am născut și îmi spunea mie, moașa, poate înțelegeam la vremea aia, dar poate am uitat că iar mă iau de 2 ori 2, 2 plus 2. Îmi spunea, 2 plus 2 face 5. Și am crescut mai mărișor, m-am dus la grădiniță și îmi spune educatoarea, 2 plus 2 face 5. Și am mai crescut mai mare, m-am dus și la școală, am făcut și liceu și îmi spune profesorul, 2 plus 2 face 5. Și mai spune și universitarul. 2 plus 2. Și dintr-o dată mă trezesc, mă întâlnesc cu un moș, cu barbă undeva, când vine Crăciunul, moș Crăciun undeva, și spune, măi, copile, măi, omule, 2 plus 2 nu face 5, face 4. Și eu îți demonstrez. Că noi socotim în baza de existent, de numerație în sistemul decimal. Și face 4. Și atunci a rămân uluit. Închid paranteză. Și atunci, plecând de la lucrul în care suntem educați de la momentul apariției noastre pe pământ, și voi reveni aici la această ipoteză cu de ce pruncuciderea este cel mai mare păcat adus omenirii, în sensul că cineva care trebuia să se nască și a fost oprit din drumul lui, putea să fie un geniu cum a fost Ptolemeu, și vorbim despre Ptolemeu, marele astronom și astrolog în același timp, vorbim de Astrodamos, care nu este prea cunoscut în astronomie, dar este bine cunoscut în astrologie. Vorbim de Newton, vorbim de Einstein. În aceste perioade aveam o hartă aici. Domnul profesor, trebuie să intrăm într-o scurtă pauză. Nu uitați unde ați rămas și ne reîntoarcem după pauză. Publicitate.